Bă, fraților, mă uitam și eu pe Instagram la mine și n-am mai... Ce faci, mă, copilule? Coboară odată, că te aștept de jumătate de oră! Bă, omule! Mănâncă mai târziu, poți să mănânci și mai târziu, nu pleacă nicăieri farfuria aia. Hai, treci odată aici, că te spar cu bătaia. Vedeți, deja înghețat de frică. Bună ziua! Cum vă numiți? Vlad. Din câte am înțeles, doriți să adoptați un copil, nu? No. Bun, o să iau asta ca pe un da. De ce am vrea noi să vă dăm un copil? N-am nicio idee. Care este siguranța noastră că vă veți ocupa cum trebuie de un copil? Nu e. Am toată siguranța. Deci o să vă ofer un copil spre adopție. Sunteți mulțumit? Felicitări, ați câștigat un copil la câștigă un copil în 2 secunde. Numele ei este... Eu am botezat celălalt copil. Mihai! E o fată. Mihai rămâne, ok, bun. Fata Mihai și cealaltă fată e Bob. Ce-au făcut copiii ăștia să merite această soartă? Știi ce-au făcut? Ne-au pe noi catați. Fraților, ați auzit bine după cum v-am spus și în vlogul de ieri. Astăzi eu cu Duț o să adoptăm 2 copii și o să avem grijă de ei toată ziua, să vedem ce tați exemplari suntem, cât de bine o să ne descurcăm și... Ce faci? Ce-a vrut să însemne asta? Tu mătii! Au! Hai, treci la treabă! Da, ăla vezi că e copilul meu. Asta e copilul tău? Eu l-am botezat. Da, Bob. Nu mi-a aruncat copilul așa. Atunci Mihai este copilul meu. N-aș vrea să fiu Mihai, sincer. De ce mă, nu-ți place fustița lui? Păi pentru că amândoi suntem niște amatori, ar trebui să facem tot ce ne trece prin cap, dar toate aceste lucruri să fie totuși în siguranța acestor copii. Să nu pățească nimic, să fie în regulă până la sfârșit de zi, să ne ocupăm de ei, să le dăm de mâncare și să facem lucrurile pe care le-ar face orice părinte, nu-i așa? E cel mai tare Bob. Ia uite-l pe Bob. Ia uite ce zâmbește Bob. Uite ce se întâmplă, dacă îi faci CPR, începe să râdă. Mama nu mai e aici, a dus. Suntem noi, ce o să fac cu așa ceva? Păi, se pare că bebelușul meu a crescut mai mult decât ăsta mic. Pe al meu încă e un infant. Păi, vă e foame? Ok, am auzit că ți-e foame. Băi, din câte știu, nu prea știu ce mănâncă exact bebelușii, dar mereu au chestiile astea în gură. Deci bănuiesc că așa o să... Așa nu o să-i mai fie foame, nu? Și nu vrea să intre în gură. Ce-o bagă cu forța. Mănâncă! I se îndoaie fața cu... Mănânc! Trebuie să mănânci! Îți e foame! Gat. Așa se leagă în copii, nu? Cred. Nu mă, trebuie să-i punem un pătuț, fii atent, deci... Eu am pătuț, sunt șmecher. Pun un pătuț și așa se leagă, nu? Mai încet, nu îl dai în carusel. Trebuie puțin mai repede, știi? Păi dacă, ce mai dacă repede? Acum mănâncă să ajute, să ajute cumva la digestie, știi? Puțin. Hai mă, lasă copilul că dă backflip. Măcar copilul meu are releagă în timp ce copilul tău nu știu ce face. Planking. Mor! Copilul meu! Ești bine? Băi, copilul meu face planking, uite-te la el cum... Băi, tu ești bine? Hai, că e bine. Nu cred că mai respiră! Rimi, lăsa viață! Încă nu respiră! Oleu. Gata! Wow. L-am readus la realitate. Chucky, este, tu ești? Este perfect în regulă. Stai că ți-a căzut bentița, trebuie să o punem înapoi. Păi, după masă, bănuiesc că... S-a căcat pe el. Trebuie să te schimbăm în puțitule. E okay. O fată. Vorbeam de scutec. Am mai bebelușul meu doarme, e bine că doarme. Stai așa, bă, mai e în viață. Măcar cât îl schimb. Nu știu dacă mai trăiește, dar o să-l punem aici la somn. Măcar se distrează. Ok, să vedem cum se schimbă un scutec. N-am făcut asta în viața mea, mi se pare cel mai înfricoșător lucru în a avea grijă de un copil. Se scoate în șosetele. O, Doamne. Suntem pe drumul cel bun, nu doar s-a căcat pe el, îi și put picioarele la oțet. Are scutec! Aaaa! N-am văzut în viața mea un scutec cum arată, deci n-am nici cea mai mică idee cum se folosește. Aoleu! O să fie în regu... Să fie în regu... Cu aia mi se vede sticla! Ok, acum se pare că sunt plin de pișat, trebuie să mă schimb de haine.
Ia dă-mi asta. Gata. Ok, după încercare nereușită de a îi schimba scutecul, acum trebuie să mai facem niște activități de părinți. Cum ar fi să ducem copiii la plimbare, știi? Știți și voi, pentru că trebuie să vă plimbați copiii, trebuie să ia aer, să descopere lumea, așa că va trebui să îi schimbăm hainele, să îmbrăcăm de ceva așa mai subțire, pentru că afară este călduț. Nu vrea să iasă! Nu vrea să... De ce? Ok, în sfârșit. Zici că e Albert Einstein. Bineînțeles că am primit niște hăinuțe pentru acest bebeluș de la toți oamenii de la Baby Shower. Dacă nu știți, acel Baby Shower este ca un fel de petrecere când afli ce gender o să fie copilul tău. Ce haine sunt astea? Numai pijamale? Ăle erau hainele de ieșit afară. Bun, câte haine are copilul ăsta. Ok, cred că asta este cât de cât în regulă pentru ea. E mai înfricoșător decât înainte. Vreau să fac thumbnail cu el înainte să arate ca păpușa Chucky. Hey yo, it's your boy. Mamă, cât fricoșător copilul ăsta. Da, da. Se uită la mine în suflet și zice: omoară-mă. Ai mă, că l-am îmbrăcat perfect. Păi, cred că este timpul să plecăm în aventură. Să-i scoatem la o plimbare, poate, să facem și o poză de familie, pentru că așa fac părinții. Și să o punem pe Instagram. Dacă vreți și voi să vedeți poza, dați-mi follow la MNT Christian. Nu e așa? L-am transformat în băiat. Chiar e Mihai acum. Acum chiar e Mihai. L-am făcut Mihai. Hai să te băgăm la fotbal, să devii ceva bun. Hai, păi dacă e totuși Mihai, hai să-i facem și noi porucă. Mamă, nu știu ce e asta aici în spate, dar e stilul lui. Ce faci, tata? Ce ai zis, mă? Vrei să te bat? Dragule, te crezi pe tine? Dragule, te... Bun, hai să mergem. Yeah. Înainte de toate, ar trebui să srănești și tu copilul, idiotule. Moare. I-am dat foame. Suzetă. Moare de foame. I-am dat suzetă. Haide, tati. Ia și tu. Hai, da. Superb. Îți place, nu-i așa? Da. Hai deodată. Ești bine. Mănâncă. Îmi place, bă, dar te-ai murdărit, bă, dar șterge-te și tu, așa, șterge-te gura aia, că te faci naibii de râs. Nu-i se vede părul s-a transformat. Oameni, tu e urât copilul ăsta, rău de tot. Nu e urât, nu-i, băi, nu-i mai spune asta în fața lui, te rog, e frumos, înțeleg că e urât, dar nu se spune asta în fața lui. Hai să mergem să ne plimbăm. Mamă, și la... Bun, înainte de toate trebuie să-i aranjez patul. Îi punem pătură. Ce vorbești, mă? Rezolvăm aici tot. Hai să-mi dau, până să-mi dau seama cum se prinde asta. Cum se pune? Bă, rog, hai că nu moare nimeni fără centură. Eu n-am avut bani de căruț, așa că le iau în cârcă. Hai să facem pozele alea de părinți. Ok, deci am ieșit cu copiii la plimbare, sunt amândoi aici, bine, sau cam un prieteni puțin, să le facem cumva loc la amândoi. Am mai văzut eu pe altundeva, nu știu exact cum se prinde ăsta aici, presupun că cu centura asta, să bag cumva asta. O, Doamne. Uite-l pe ăsta cum pune centura la copil. Gata, copiii, dăm la plimbare. Ok, am ajuns chiar acum, aș vrea să le spun totuși la oameni să nu se uite și să-i surprindă. Ah, nu sunt ăștia. Ah, apropo, am uitat să vă zic, ne întâlnim cu Chițu. Stați puțin aici și închideți ochii, ok? Ia copilul. Hai de f***a. Ești în jucărie? Nu, bă, dar nu ești cam tânăr, frate meu. Nu ești cam tânăr. Sincer, uite-te la ei ce frumos sunt. 12 lei o cutie de prezervative. 12 lei. Bă, frate, că-i drăguț. Ce pune aici? Bă, e copilul meu. Același lucru am făcut și eu. Bă, vezi că ăla-i copilul meu. Ai copilul tău? Ăla-i al meu, că e mai frumos. Bă, uite ăla-i copilul lui, uite ce urât e. Stai alu' Cristi? Ok, suntem aici pe plajă cu copii și am găsit acolo un loc foarte frumos unde își fac alți oameni poze în secunda aceasta, dar vrem să mergem și noi imediat să ne facem poze acolo cu copii. Văd și un leagăn foarte romantic. Hai să mergem. Avem mare grijă de copiii noștri. După cum puteți vedea, deja mi l-am dat pe mâna babysitterului. Bă, te rog frumos, Fesu. Așa, așa. Zici că îl țin pe aici. Ține-l, mă, de gât, mă, că bă. Îți place alcoolul? Nu. Nu, nu-i bine. Nu. Nu, nu-i place alcoolul, îi plac altele. Nice, faceți noi niște poze. Cum v-am spus, mergeți la mine pe Instagram dacă vreți să vedeți aceste poze în locul ăsta romantic. Eu te avem aici și leagăne. Perfect. După cum v-am obișnuit, l-am adus și pe Bob alături de mine pentru că trebuie să punem abonatul zilei. Și am citit acolo în comentarii, cineva mi-a spus: de ce nu pui mai mulți abonați? Nu e de ajuns că pun deja unul în fiecare zi, adică postez zilnic, nu o dată la o săptămână.
săptămână. Deci eu cred că este destul de ok. Haide să vedem cine este abonatul zilei de azi. Ok, deci au trecut cam 7 ore de când am postat ultimul meu clip, pe care dacă nu l-ați văzut, mă machează iubita mea. Așa, în fine, trecem peste, intrăm pe videoclip. Frumos, avem 900 de comentarii aproape. Haide să vedem pe cine alegem acum. Bine, Alexuțu. Da. Bine. Te pup, frate, felicitări, mai mult noroc data viitoare și pentru ceilalți, adică mâine. Ce faceți, copii? Haideți să vă arăt puțin cum este afară. Este o zi minunată, nu? Nu o să-i scap. Stați liniștiți. Uite unde a aterizat. Unde? Uite acolo. Nu cred. Uite cum atârnă. N-ai cum. Oh my god. Puiul meu. Vino încoace. Ok. E doar puțin ciufulit, atât tot. Va fi bine. Mamă, pe ăsta nu știu cum îl scot de aici. Îl trag de ureche. Ăsta e bine. E în siguranță. E frumos. Din păcate Mihai nu a ajuns atât de bine. Și am dizlocat puțin piciorul, dar e în regulă, reparăm noi acasă. Eu zic să-l bagi în service, că nu mai are nicio șansă. Fraților, ne vedem mâine.